Între extremele cu care ne-au obișnuit, la un moment dat vorbește despre retragere, despre niște bani care mai pot fi recuperați și despre faptul că renunță la fotbal dacă nu reușește să o bată pe Farul în meciul care urmează. Apoi însă încheie acest dialog cu jurnaliștii cu promisiunea că în acest sezon FCSB va fi în grupele Champions League. Măcar zicea și el Europa League, era mai aproape de realitate. No, direct Champions League. Dacă nu e atent, Doamne ferește, nici în conferență nu se duc. Și să spui că bas, dacă nu bas pe Farul, păi parcă zici că joci cu... Îți dau o echipă, eu știu care, să mă ierte cei de acolo. Mie o vezi, ultima. Dacă nici pe ăștia nu-i batem... Farul a devenit în ultimele meciuri contra FCSB-ul. Farul, ultima oară când a fost pe arena națională pentru a juca cu FCSB, i-a bătut pe cei de la FCSB. Ai văzut cum au luat Balibec, ți-au zis că au luat din poartă la când au dat, ai galat, hai pe ei. Da. Ai văzut cum mai intrat vreo trei, erau pe poartă de la Farul să iasă, să-i bată. Nu erau mulțumiți că egalaseră în ultimul minut, exact. Vreau să-i și bată în prelungire. Da. Mă gândesc acum la băieții ăștia de la Farul când văd declarația asta, dacă nici pe Farul noi. Deci pe lângă faptul că l-au pe Gică Hagi ca bun motivator, l-au și pe Gigi Becali ca motivator tot care pentru Farul. Tot pentru Farul, da. Eu așa m-aș fi gândit la șotor. Ia uite bă, ce zice asta de noi. Ia să-i arătăm noi că nu e așa. Da, eu zic că este pericol de a pierde și locul 3. Dacă se vedem rapid, în seara asta joacă cu Sepsi. Normal, când câștigă, dacă poate să câștige, Rapidul se apropie de locul 3 acolo, sus. Daniel, la un moment dat Gigi Becali vorbește despre faptul că meciul cu CFR retur din acest play-off, cel de la București, se va juca pe stadionul Steaua din Ghencea. Noi n-am mai văzut în acest montaj pentru că erau multe idei pe care le-am concentrat, dar el la un moment dat este întrebat dacă nu cumva a făcut vreo greșeală ceva și Becali zice nu, pe stadionul Steaua e posibil să jucăm acolo cu CFR Cluj. Crezi în această posibilitate? Eu nu cred, pentru că în România lucrurile nu se întâmplă atât de repede. Și nu cred că li se va permite să joace acolo în momentul actual, deși bineînțeles că ar avea acest drept. Dar suntem în România, e un proces între cele două, nu prea văd să se rezolve atât de repede. Gândiți-vă ce ar însemna un ultim meci în Ghencea, da? Care să poată decide titlul. Eu cred că ar fi un stadion... În sezonul trecut se putea disputa un meci FCSB-CFR cu titlul pe masă în ultima etapă. S-a dorit ca acest meci să se dispute în Ghencea și s-au inventat tot felul de motive pentru ca acel meci extraordinar să nu se joace în Ghencea, ci să se dispute, culmea ironiei, la Buzău. Da. Se preconiza să se joace acolo, da. Dar nu mai avea miză ultima partidă. Da, nu zic, înainte de acea partidă cu voluntari, s-a luat în discuție această posibilitate. E prea repede să se întâmple la noi lucrurile astea. Eu, poate în sezonul următor ar fi... Dar acum mi se pare prea în grabă, așa, nu știu. Dacă acest lucru se va întâmpla, din punctul meu de vedere, va fi sfârșitul secției de fotbal în cadrul clubului CSA Steaua. De aceea nu se va întâmpla niciodată acest lucru. Deci nici tu nu crezi. Deci... Va fi sfârșitul. Pentru că stadionul atunci se va vedea, se va juca cu un stadion plin și suporterii vor veni. Din contră, vezi să spun ceva, și dacă sunt pe locul 5, în momentul în care le va da drumul să joace FCSB-ul acolo, va... fi sfârșitul secției de fotbal CSA Steaua. Pe aici, la ProSport Live, am pus pariu cu prietenul nostru, cu Marius Mitran. Eu am zis că în acest an FCSB nu va intra ca gazdă pe stadionul Steaua. În acest an calendaristic? Da, sau în acest calendaristic. An calendaristic. Și Marius a zis că în acest an calendaristic FCSB va fi gazdă pe stadionul Steaua. Tu înclin să-mi dai dreptate, Florin. Adică ești cu mine în acest pariu. Da. Da. Sunt convins pentru că văd cum se derulează lucrurile. Pe de altă parte, apropo de ce spunea Florin, că dacă s-ar întâmpla ca FCSB să ajungă gazdă măcar la un meci pe stadionul Steaua, atunci lucrurile vor deveni foarte complicate. Florin chiar a fost tranșant, se va termina cu clubul sportiv al Armatei Steaua, cu secția, pe secția de fotbal. Da. E bine, apropo de această situație, Daniel, Florin Talpan vorbește despre un furt de identitate pe care l-ar face cei de la FCSB la adresa celor de la CSA Steaua. De ce? Le fură stadionul sau ce? Dacă le lua stadionul, da, eu puteam să spunem că e un furt, da? Nu, vin, joacă și pleacă, adică nu cred e. Cred că știi la ce s-a referit, și eu m-am gândit la ce spui tu acum. Cred că s-a referit la faptul că majoritatea, și eu mă scap câteodată, recunosc, spunem Steaua. Că joacă Steaua cu CFR Cluj. Absolut, joacă, toată lumea implicată în fotbal. Cred că de aici pleacă discuția. Apropo de chestiunea aceasta, aș vrea să remarc momentul acesta amuzant de la un interviu pe care Bogdan Chipiliu, golghetul celor acestea Steaua, l-a oferit în ProSport. El la un moment dat spune, eu nu am fost elis de mic, dar sigur am crescut cu această echipă, Steaua, care făcea lucruri extraordinare și atunci
din punct de vedere al prezenței internaționale. Și atunci, copil fiind, dacă erai pasionat de fotbal, nu aveai cum să nu fii entuziasmat, și zice el, de semifinala, s-a referit la perioada... de semifinala pe care a reușit-o în Cupa UEFA. Echipa care se chema atunci Steaua și acum se cheamă FCSB, de meciurile din Champions League cu Real Madrid sau Lyon. Și apare această situație, cum golghetul lui CSA Steaua vorbește despre faptul că a fost inspirat în copilărie de niște performanțe extraordinare pe care le reușea, sigur, echipa care se numea Steaua pe atunci și care este acum FCSB. Da, este amuzant, dar cred că am mai discutat eu cu Florin aici despre lipsa de educație a unor fotbaliști, da? Despre asta este vorba, până la urmă, că nu cunosc istorie, nu știu nimic și își dau cu părere.